Suntem la COVID. Masca, pune. Dar e COVID. Masca, și mi-e COVID. Ești un film neam, suntem poliză. Da. Asta e copa lui Voronin. Copa lui Voronin. Da, din... Dar de ce cuie? Chiar da. Sunt cuie? Da, uite, da, sunt cuie. Unii Maria Loartă sunt cuie. Ia uite, da. Copa lui Voronin. Clădirea din centru. Nu, e vrea să arăt că e mare înăcealnică. Da. Da, copa lui Voronin. Cop, oameni buni. Da. Sunt cuie, de mă. Ia că tăi, sunt cuie, oameni buni. Asta e tot, gândă eu să iasă, par să arăt. Asta e tot. Și tăi. Asta e tot, uitați-vă. Asta e Ștefan cel Mare. Asta e Ștefan cel Mare cu Tighina. Asta e centrul Chișinăului. Asta e copa lui Voronin. Tătul dat în cheie. Uitați-vă, tăt. Notar, avocat, traduceri, Federația Sindicatelor, domeniile cooperative. Ia profitim, pojază, domeniile cooperative, nici nu citim. Oameni buni, noi întrebăm și nici nu citim și ne... Ia uite, ia uite, traduceri, poftim. Ștefan cel Mare cu Tighina, bâșa Benderscaia. Vă dați seama și asta? Asta e centrul Chișinăului. Asta e tot copa lui Voronin, oameni buni. A lui Voronin, oameni buni, a lui Dodon, Ecteis. Ne închide ușa în mord, înțelegeți? Ne închide ușa la un notar. Un singur notar, pe tot sunt de afară, de actele. Poftim, uitați-vă. Distribuiți mult telecomul alături, uitați-vă. Dobrovolski Sergei, eu te blochez, sunt super pe mine. Să ajunge. Nu. Nu, nu m-am uitat la el. Dar, Vitalie, eu îmi cer scuze. Eu sunt blochez. Uitați, copa lui Voronin. L-am blocat pe Vitalie pe Junga, primul și apărând pe Dobrovolski. Tot mă bate la cap, tot mă bate la cap. I-am spus, oameni buni, care ați scris mesajul urât, pe timpul mandatului, am să vă blochez pe toți. Pentru că, eu v-am spus, eu m-am implicat în toată lupta asta împotriva lui Dodon, al lui Voronin și pur și simplu am nimerit că doamna Sveta Oloi de la Dondușeni, care luptă cu mafia socialistă de la Dondușeni, îmi lasă procură să eu avocatul, pentru că are copil cu grad dizabilitate și statul i-a acordat avocat, are tutelă și am să lupt în continuare. Nu vă las, oameni buni, tete mafia lui Voronin, ia că tău aici, tot oameni buni, dă închirii la toți la oaltă, ajunge. De unde Voronin are clădirea asta, copul Voronin. Înțelegeți? Uitați-vă, vă arătă așa, uitați-vă ce-a făcut. Notar, Nistor Valerian, ăsta e un executor judecătoresc, bandit. Mama, traduce. El bolnav, trebuie da. Să intri și eu trebuie să aștept traduce. Da, dar păi așa și spun. Trebuie să mergem la Dondușeni. Da, încă trebuie să ajungem la nordul Moldovei încă. Nu să fugim, oameni buni, trebuie să ne întoarcem înapoi, să distrugem schemele. Alăturați-vă nie, nu vă temiți, nu aveți frică. Eu am să vă arăt cum să lupt cu Voronin și cu Dodon. Chicu, banditul, timp de COVID ne-a închis toți în casă cu Dumbrăveanu și a făcut partid. Cu Vasile Tătaru de la Fălești. Vasile Tătaru, un tânăr, nu ți-e rușine să stai lângă Chicu. Nici ești rușine, la vârsta mea. Nu e rușine. Toată clădirea asta e lui Voronin, oameni buni. Pădure la țigancă e lui Voronin. La Voronin, uitați, asta e clădirea noastră din Uniunea Sovietică, făcută în centrul Chișinăului. Nu aveți frică. Toată lui Voronin, restaurante, și mai are pe înăuntru. Toată chirie, oameni buni, bani nebuni. Voronin stă acasă și îi cumpără lui Catiușa, lui nepoața, apartament de 1 milion în Anglia, dar noi stăm acasă. Ei n-au loc în țara noastră frumoasă, verde. Nu au loc copiii lui Voronin, că a furat tu, că Voronin, că duci trenul. E că le mult telecomă vis-a-vis. Asta e strada, înainte Benderscaia, acum Tighina. Și n-am să-i las nici pe o lipădătură de asta. Lipădături
coț bandist al care al Divoronin și Dodon. Chicu lângă dânsii, cum îl cheam pe Island bandit, Chicu, Marcaciuc, care a fost lângă Cuiura Munteanu. Unii ai sfârșit lipădăturilor, voi la, la orizont, lipădături de Marcaciuc, unii ai fost până mă, și atâlea Marcaciuc, ți arăt atâlea care le-ai privatizat cu 5 euro metru pătrat. Ți arăt toate râsurilor și lipădăturilor. Uitați-vă, asta e tătălul Voronin, oameni buni. El tot face bani pentru asta. Centrul Chișineului, Ștefan cel Mare cu, cu Tighina. Ștefan cel Mare cu Tighina, Mall Telecomul vis-a-vis. O privatizat și o fura Voronin, tucă Voronin, tot la ulaltă. Vă promit că ajung la pădurea lui Voronin, acolo nu e, e prinde internetul. Acolo am să fac așa un film ca la cimitirul de la Don Dușeni, unde este cimitirul evreiesc, care noi trebuie să-l vedem câți bani s-au alocat pentru Valentin Cebotari, banditul și talhariu de la Don Dușeni, Consiliul Raional Don Dușeni. Valentin Cebotari, ce e acolo? Duce, intră sus, intră și e... Dar nu-ți dă voie! Da, da, nu-ți dă voie, hai să vedem! Noi, Tatiana, probleme, da, noi, Tatiana, n-avem nevoie de culoace, uitați-vă, ei sunt cuiet. Uitați-vă, ei sunt cuiet, hai, hai, mergi, mergi înainte. Să iei procura, nu poate, oameni buni, uitați-vă ce faci. Dă drumul să iei procura! Nu. Păi ce spune, nu? Vedeți? Asta e Voronin, băi. Eu am copil bolnav. Trebuie să ajung la Don Dușeni. Auzi, a să coboare jos. Aplas să coboare să-i scălesc. Hai, iată-l jos. Ați înțeles? Pentru Maria Olar, unde... Care doamne peleaz la Maria Olar, tot sunt cuie. Sunt cuie și au rămas cu termometru în mână. Da, uite ce face. Asta care slujește pe, pe, pe Voronin. Eu trebuie să ajung la Don Dușeni femeie. Ia uite. S-a săturat de Voronin. Noi ne-am zi de Voronin, da. Lipădături de al de Voronin. Da. Numele tău e asta. Ia-că tău, ei pare că eu n-am să o arăt. Ia-că tău, uitați-vă la fața ei. Distribuiți să o vadă toată, toată lumea, să o vadă. Da. Da, ce mai vorbă, nu m-au dat că te-au văzut. Slujitori popincuriști al lui, al lui Voronin. La copă aici, talharilor și criminalilor. Uitați că tot în arendă, tot odată în arendă, uitați-vă, la mult cop, vedeți? Ia uite, mult cop. Păi și tot reclamă al lui Voronin. Toate magazinele, privet Valentina, toate magazinele din raioane unde scrie mult cop sunt al lui Voronin. Râsul și lipădătura asta de Voronin, Boșorogul. Eu vreau, oameni buni, măcar o lună să stăie la 13. Aici merită... Aici merită nu cu o lună, dar aici merită măcar un an de zile să stăie acolo. 12 luni. Lipădătura de Voronin, care ne-a distrus țara. Ia că uitați, eu mă stăruie să vă arăt. Nu, dar eu cheamă unul, unul, doi. Cheamă, da, cheamă. Trebuie să pleci la nordul Moldovei și nu-i dă voie. Și nu intra în spațiu public. Nu intra în, sta, în spațiu public. Și aici. Da, și mai vorbă. Și strada aici. Tighina cu Ștefan cel Mare. Poftim. Uitați-vă și vă, vă spun de ce m-am implicat în alegerile astea. Pentru... Bună ziua! Bună ziua! Vă rog frumos, noi am dat la, la un notar aici, la Tighina cu Ștefan cel Mare, Tighina cu Ștefan cel Mare, mult cop clădire. Poftim? Păi ne-a închis ușurile și vrem de rezultatul. Trebuie să mergem la mult. Da, trebuie să mergem la, la nord, trebuie să mergem. Copil bolnav. În ce sens vă închis ușurile? Păi nu închis ușurile aici la mult cop și gata. Și-a spus că să așteptăm când să dăm notarul jos. Păi așteptăm. Ce să înseamnă să așteptăm? Da, este rutieră. Este copil bolnav. Cum nu ne puteți? Nu, asta e clădirea lui Voronin. Veniți în coace. Nu vă putem ajuta noi. Nu. A, vă temeți de Voronin? Rugați să vă deschidă. Nu vrie, nu vrie. Lasă-mi poliția să deschidă.
Nu vrie! Ia câte o, nu vrie! Și face? Nu, l-au închis. Sună încă o dată. E jale mare, oameni buni. De ce a făcut? O luat și-o închis ușa? Uite. Ia câte o, șoide. Aici slujă. Bună ziua! Vă rog frumos, Ștefan cel Mare, cu Tighina. Am dat la notar o procură să facem. Ștefan vine... cel Mare, intersecție Tighina, da. Ce număr acolo? Dar eu nu știu, Ștefan cel Mare, Tighina, nu știu, 65 mă tinc, dacă nu țin minte, nu știu precis. 55 sau 67, da? Da. Ce s-a întâmplat? Este copilul. Unchis ușa, nu vreți să dai voi să intrăm la notar? Trebuie să mergem la nordul Moldovei. Trebuie să mergem la nordul Moldovei. Mai mult de două ore repădată procura asta. Deci dumneavoastră vă aflați în interior? Da, interior. Și s-a închis, da, un închis ușa. Sechestrare de persoane. Am înțeles. Da. Cum vă numesc? Olar Maria. Olar Maria. Olar Maria. Da. Noi filmăm live. Tot este live. Doamne ferești. Da. Poftim? În interiorul ce instituție va face? COP. Moldova COP, nu știu cum se cheamă drept. Se cheamă MoldCop. MoldCop. MoldCop? Da. Bine, transmitem. Da, bine, aștept. Da, poftim. Așteptăm oameni buni, uitați, MoldCop al Voronin. Aici tu că Voronin a pus mâna pe în centrul capitalei. Eu m-am apucat să lupt împotriva lui Dodon, al lui Voronin, al lui Chicu, al lui Cafcaliuc. Hai să spunem și al lui Renato Usatăi. I-am trimis lui Renato Usatăi un mesaj cu o doamnă. Alo. O doamnă stă în la Bălt. Cine? Sângurică. Mult cop, da. Sângurică stă la Bălț, nu are rudii, nu are părinți, nu are frați, nu are surori. Statul nu-i acordă nimic. Și am scris la Renato Usatăi în privat. Ai grijă de poporul tău din Bălț, dar el nu are grijă deloc. O citiți mesajul, eu îl public. Și nu i-a dat niciun rezultat. Se numește doamna Raia, de la Bălț. Iesarmana a spus că 1000 de lei, 1050 de lei are leafa. Lupt împotriva la toți criminalii. Mart Caciuc, Dodon, Voronin, Chicu, Cafcaliuc, Renato Usatăi. Înțelegeți? Asta e tot pe stângă. Dar nu stai coboară așa, da. Și la noi ora să duce. Lumea trebuie să plece la nord. Am pus procură. Ia nu arată așa cum e cu iat. Da, cum, ia uite, ia câte ori. Am chemat poliție. Da, ia uitați-vă. Da, hai. Nu, trei. Da. Mi-a lăsat afară, înțelegeți? Doamna Svetlana a intrat înăuntru ca să iei procura, uitați-vă. Până ce n-a făcut gălăgie, până n-a chemat 112, absolut nimic nu se rezolvă, oameni buni. Cât se mai poate în țara asta, lui Culioc, de trăit cu culioașele? Jos culiocarii, jos mafia, jos Voroni, jos Dodon. Jos Chicu, jos Cafcaliuc, jos Renato Usatăi, jos Mart Tcaciuc, o ieșit cu Munteanu, râsurile astea o ieșit la apa s-o tulbure. Nu se poate, nu se mai poate în țara lui Culioc de făcut despre el. Ajunge, așa cu telefonul mobil în mână, oamenii care vor să arete, să spună și doare, noi suntem pentru. Vă rog frumos, aripiți-vă, care-ți dat bani la avocați? Ieri și azi arăt Uniunea Avocaților, bandiții, talhari, criminali care ne fabrică, procurorii, judecătorii, jos procurorii, jos judecătorii, jos Stoianoglu, jos Renato Usată, jos bandiților, jos talharilor, jos Consiliul Superior a Magistraturii, jos Consiliul Superior a Procurorilor, toți bandiți, mult copa al lui Voronin. Deși
protejat din procuratură. Iată, Moldcop al Voronin. Toate magazinele care sunt pe Moldova, Moldcop, sunt al lui Voronin. Ajunge, oameni buni, să fim terorizați, să fim deportați. Lumea deportată în anii ăștia, vii, lumea deportată, de frică, o fugit în țări străine. Puneți clasuri, distribuiți, nimeni nu dă voie. Eu am să vă arăt filme de groază. Astea sunt filmele noastre de groază. Moldova e mai ceva ca în anii 37. E cu mult mai rău, mai greu. V-am arătat ieri Vasilie Fros, avocatul care a deposedat o familie de 17.300 de euro. Altă familie, Victoria noastră, care luptă de la Strășeni, rămasă fără casă, fără masă, datorită la mult credit. Microfinanțările, jos bandiților, să eliberăm toată lumea din penitenciare. Să punem legea amnistiei pe masă, să punem legea justiției, să dăm jos vreo 10 legi din justiție, nici Constituția nu trebuie să o schimbăm. Dăm jos vreo 10 articole. Din penal, eu vă spun. OPG-uri, total, AUE-uri, AUE, OPG. Потому что Ренату то же самое. Женщина в Бельцах, я могу вам дать телефон. Я вам вышлю телефон. Поговорите с ней. Она уже меня знает больше 3 лет. Мне звонит. Он ничего не делает с ней. Она одна. У нее нету ни детей, ни сестер, ни сестер, ни братьев, ни родителей. Никого нету. Она одна. Мне кажется, сын кладитель ностры. Лучинский, Воронин, Рацемут, Додон, приму Харифост, Мирча Снегур. Тот бандит Талхарь в леджи. Я вам унику президент, который я могу сокоти 30 дней, это есть Майя Санду. Инка, у могу сокоти. Там инка. Сидец, на орде 3. На орде 3 я мористраю. Сидец, урок. Да, я фаши, я еще фаши тут. Да, браво, браво. Я кто? Инкиди уша, уйтацева. Уйтацева. Я инкой уша, на. Видите, луме держа нумай пуати. Луме держа нумай пуати. Че? А? Да. Липадатури. Нумай интересадзе. Я ла тут ли спун липадатури. Nu e corect, nu sunt foarte mulți, sunt foarte mulți talhari și criminali. Ai da pe dânsii jos, asta e, oameni buni, o lună de zile toți la penitenciar. Noi eliberăm prin amnistie toți care au furat 2 găini, 2 oi, care s-au bătut, s-au dat câte o palmă, și nu cu nănașul de la Orhei, și nu cu nănașul de la Orhei. S-au dat câte o palmă și au închis omul pe pânzari, pânzari, l-au închis pe 2 ani de zile. Când nănașul i-a dat un bus la Văicup, știți cum mă gândesc să vă lămuresc? La Văicup, mi-a dat un bus. Fără contract, fără nică, nănașul lucrând la inspectoratul fiscal, te lenești. Și nănașul l-a pus la penitenciar. În 5 minute s-a rezolvat întrebarea la curtea de apel Chișinău. Fix 5 minute. S-a sculat avocatul și ceva o bolmojit ceva sub nas. S-a sculat procurorul și cu o mână în cer și cu una în pământ și a strigat în gura mare, Doamne ferește, criminal! Pentru că nănașul e dator cu bani. Și ca să nu iei banii din bancă, l-a vărât la penitenciar. Dar nănașul e la Telenești, inspectoratul fiscal. Foarte corect, Tatiana. Uite aici, foarte corect. Centrul Chișinăului, eu vă arăt. Ștefan cel Mare cu Tighina. Ștefan cel Mare și Tighina. Așa, criminalul de Voronin are mult copul. Uitați-vă, are mult copul. Clădirea asta face bani nebune, duși, bani nebuni. Distribuiți și nu vă lăsați oameni buni. Eu am să vă arăt ce face criminalul Dodon cu Voronin. Am să vă arăt pădurea de 800 de hectare. 800, 900 oameni buni. Șor cu chirtoca. O luat 800 de hectare, 100 de hectare, 100 împreună, 1,30 și 1,70 din codre.
Dar Voronin a luat 800 de hectare, unde Bodiu avea vilă. Vin un copil. Unde Bodiu avea vilă. N-am să las nici pe un criminal. Necătă o criminală asta care slujește pe Dodon, pe Voronin, criminală. Ia ca Svetlana. Și Svetlana. Ai făcut? Da. Ia la rată. Ia rată. Nu vis-a-vis de primărie, asta e vis-a-vis de piața centrală. Vrei să arăt Ciubotar? Da, să arăt lui Ciubotar. Finkovski. Da. Finkovski, Evgenii. Finkovski Evgenii, de la Dondușeni. Să arătăm procură. De momentul este înainte. Ei este diaspora. Svetlana este diaspora, care vrea să lupte, să arăte sistemului cât e de corupt. A făcut procură pe mine, ca eu să pot lua avocat din oficiu. Nu pe bani, oameni buni, din oficiu. Dar o să lucreze. Noi vă promitem că ei o să lucreze. Uitați-vă. O luă Svetlana pentru o luar Marie. Procură. Altfel nu se mai poate. Trebuie să duc în diaspora să muncească, să facă bani, să-și termine. Să în fata, să o lecuiesc, să-i da. Noi fata nu, da. E singurii că îi face operație la fată. Operațiile sunt foarte costisitoare. Pune la loc. Trebuie să luptăm, vedeți? V-am arătat film, în direct. Trebuie. Okay. Da. E acum că trebuie să ajung la Dodonușeni, că la banditul și criminalul de Valentin Ciobotar nu a fost pedepsit, da? Nu, el e curat ca lacrimă. El, casa de 30 de lei, oameni buni. Și Fedea de la Dodonușeni. Fedea Sârbu. Fedea Sârbu de la Dodonușeni, ține-te. Directorul fabricii agricole Teovera, care în continuu este aparat, bandit și criminal și este el, că nu e gunoiul din față căsei mele, plus este instalată antenă Morcel care și plus care el face bio lumină. Da, așa e, da, ceva. Face lumină de invernat și nu mai știu ce acolo, care tot e dăunător sănătății și sperăm foarte curent ca să avem un control așa de rigoare, da, strâns, da. Strâns care să scoată la iveală, nu unde Costiuc, prieteni, unde, nu drugani, da, nu unde Costiuc l-a scos basma curată. Săracul are sute de hectare de pământ împreună cu Ciobotare. O arat și inclusiv drumurile. Drumurile, imașurile și tot. Dă jos masca, lasă, nu ne puneți mâna. Nu puneți mâna. Suntem public, suntem într-un spațiu public. Vă rog, afară. Iau ce face. Vă rog. Iau ce face. Nu pune mâna. Tăchișiți. Nu pune mâna. Ați terminat cu notarul. Dar dumneavoastră să închizi la cheie acolo. Cu notarul ați terminat? Ați terminat. Ieșiți-o. Eu dau o lovitură și mai sus, domnule Nicolae. Uitați-vă. Aici e tătă mafia lui Voronin. Nu pune mâna, nu ne dă afară din instituții. Nu ne poți da afară din instituție. Dar este instituție publică. Dar nu-i chemat-o. Nu-i chemat-o. Nu-i chemat-o. Da, nu-i chemat-o. Da. Ia uite ce face lepric de la Voronin. Ia uite ce face. Eu îi ajut, oameni buni. Asta e diaspora mea. Asta e diaspora, pe mine mă doare. Oamenii care le-au dat... Eu ce spune afară? N-ave ce faci mai mult aici. Ei, da. Cu notară. Ei, hai. Asta e bine. Dar dumneavoastră, în coridor ce aveți cu noi? De atât de cald. Du-și-mi cui ușa. Du-și-mi cui ușa. Un cui pe asta. Și pe ce e în cuiu? Da. În cuiu. Doamne ferește ce se întâmplă, oameni buni. Da. Da, uite-o însă. Nu pune mâna pe mine. Nu pune mâna. Ieși afară. Nu pune mâna. Că eu am chemat poliția. Nu pune mâna. Eu am chemat poliția. Eu nu ies nicăieri. Nu ies nicăieri. Ia uite ce face. Sunt cuii tăt, oameni buni. Într-un stat democrat. Eu îi ajut. Eu îi ajut pe toți. Nu lepăd nici pe unul, oameni buni. Da, of. Ce mai vorbă? Poporul suferă. Tu șeți, jigodii, bine. Jigodii, tu stai bine. Cu cheia mâne stai. Stai cu cheia mâne. Eu își fără cheie. Da, tu stai cu telefonul. Da. Te bagă lumea. Nu m-am niciun. Are crâșă, corect. Da. Voronin e crâșă. Intrați la următar. Iată, stă cu ușa în cuietă. Ia uitați ce avem noi. Jigodie. Mult cop al Voronin. Lipădături, râsuri. În Voronin, corect. Mult cop. Eu lupt cu Voronin, domnul Nicolae. Cu Dodon, cu Chicu, cu Renato Usatăi, cu Cafcăliuc. Cu Marc Tkaciuc. Eu lupt. Doi, dar până am chemat?
Da. M-am dat de să spun de ce o chemată mă. Da, cine? 112. Da. Noi am chemat și n-avem, da. Depui tu... Da, eu depun, da, fugiți. Hai, v-am cuprins, fugiți. Hai, da, eu depun, da, mai știu. Haidem, da, știu, fugiți, haidem. Data asta este... Da, și e o sclavă, și e o roabă a lui Dodon care o plătește. Asta stătele pădăturile lui Voronin, care au închiriat aici în clădirea lui Voronin, care soacră, nu vă înțeleg. A, nu știu cui, alu Voronin, cred că este soacră. Plus aici vă arăt, e câte le. Ia câte uitați, mult cop. Eu nu vă spun minciuni, eu vă spun tot. De unde ei au așa bani să cumperi clădirea? Oameni buni, naționalizat tot la oaltă. Ia uite ce face, butet măldare în magazin, vedeți? Tot închirie. Plus restaurant aici închirie. Unu, două, nu-i unu. Ne uitează. Lombard. Tot e dat închirie. Tak, baba, ceasta ia-mi pleacă tu la băiat la gunoi. Care ori scrie mesajul urât, eu blochez pe toți. Noi rămânem un popor curat, care vrem libertate, care vrem curățit sistemul de bandiți, de talcari, de criminali, de bodyguards și așa mai departe. Eu nu mă dau bătută nici după data de 11, nu mă interesează. M-am implicat în lupta cu Dodon, cu Voronin, cu Chicu, cu Renato Usatăi, cu Șor, cu Căpcaliuc. Aici sunt bandiții, hoții țării. Eu nu mă tem și arăt. Eu am rămas în gură, chiar e plecat la nord. Clădiri furate, corect, oameni buni, centrul Chișinăului. Centrul Chișinăului, uitați, Mall Telecom, piața centrală, centrul Chișinăului, Voronin ne-a furat din rupt, vă arăt 800 de hectare de pământ la Țiganca. Nu mă tem și, mă implic în luptă, cei mei aprigă, cei mei strașnică luptă cu Dodon, Șor, Voronin, Chicu, Renato Usatăi și Șor, Mart Căciuc. Vă îndemn să mă susțineți și partidul care este în spatele meu, eu merg ca întâi cu americanul, noi mergem înainte ca un buldozer și rândim pământul și vă promitem ca să aveți oameni din diaspora, care au stat câte 21 de ani în diaspora, în Londra, în America, în Canada, care vor să facă schimbări sistemului cu total. Eu, mie a fost foarte greu, dar acum a venit poliția, vă arăt. Bună ziua! Da, noi am chemat poliția. Ce s-a întâmplat? O închis ușa, deja am primit procura, o închis ușa, a venit poliția, o închis ușile, o încuiet ușile la notare, uitați, vin cu goașa. O la armărie. Iată, vă arăt. Iată-le, la notarul Stavinski Alexandru, noi am făcut azi procură. Și am închis procura asta de la oaltă, asta e dinăuntru, și nu de voi să intrăm. Până ați venit voi, de noi eliberați procură și tot. Dar de dumneavoastră. Da, o la armărie să răfim. Da, doamna, la asta este. 220167. Ce număr de telefon? 062, da. 076, da. 219, strada Târgoviști 7V, municipiu Chișinău. V-ați lămurit deja? Da, ne-am lămurit deja. Ați primit, da. Procura, da, tot în regulă. Da. Careva plângeri declarați? Nu, nu, n-am treabă. De sigur? Aș vrea, pentru că e în cui ușile, eu nu știu. Bine, în orice caz, oricum ați fi telefonat. Da, da, bine. Lăsă unde s-a scris o declarație pe cazul. Da, bine. Este mare, unul. Da, bine. Mulțumesc frumos, da. Vă zic bună, da, pe urmă eu revin, da. Bun, oameni buni, susțineți-mă ca să aveți succes. Credeți-mă și vă spun. M-am implicat pentru că am văzut oameni foarte curajoși, foarte capabili, care vor să schimbe sistemul, care vor să aducă investiții în Republica Moldova, care vor reformă în justiție și foarte scurt timp. Se poate, după sistemul canadian, finlandez și așa mai departe. Urmăriți-ne pe Faces TV, aseară noi am ieșit 4 în direct, în continuare să mai ieșim în direct. Urmăriți-ne, vă rog frumos, și distribuiți-ne, că vă promitem că aducem acasă tot poporul moldovenesc de pretutindeni.
oameni câte 21 de ani stați în străinătate, oameni deștepți, oameni capabili, care vor să schimbe tot în țara asta. Vă aștept!